Bună ziua și bun venit la retrospectiva știrilor sportive! În manșa retur a finalii barajului Ligia a Treia la fotbal, Ceahlău Piatra Neamț a dispus cu scorul de 2 la 0 de Foresta Suceava, obținând promovarea în Liga a Doua. În urma acestui rezultat, clubul Foresta Suceava a organizat ulterior o conferință de presă în care antrenorul Dorin Goian și președintele Gabriel Clim și-au anunțat demisiile. În perioada 1-4 iunie, la Cluj, a avut loc un turneu internațional de lupte la categoria de vârstă Under-15, la care au participat peste 250 de sportivi din 12 țări. Rădăuțeanul Lungu Alexandru a reușit să câștige singura medalie de aur a delegației României la categoria 48 de kg. În cadrul categoriei 57 de kg, Iordăchiță Ioan a pierdut finala mică împotriva campionului balcanic de anul acesta. În cadrul Cupei Ca se regale la tir cu arcul desfășurată la predeal, clubul sportiv școlar Rădăuț a câștigat marele trofeu al cupei Case regale cu un număr de 4 medalii de aur, 3 de argint și 2 de bronz. Medalii de aur au fost obținute la categoria Under-13 de către Popescu Tiberiu și Cioțeu Gabriela, iar la categoria Under-21 Popescu Octavian și Halus Anda au câștigat de asemenea locul 1. Medalii de argint au fost obținute de către Fecioro Amale la categoria Under-21 și la Galan Albert, și Galan Andra la categoria Under-13. Bronzul a fost obținut de către Sofronie Magda și Hrițcan Patrick la categoria Under-18. De asemenea, județul Suceava a fost reprezentat și de CSM Suceava prin Danila Andrei, care și-a adjudecat medalia de aur la categoria seniori. CSU Suceava este campioana României la masculin, Hambal Junior 1, în ultimul act al turneului de la Focșani, echipa antrenată de Vasile Boca a învins cu scorul de 40 la 32 pe CSM București. La Autopen se desfășoară campionatul mondial de polo Under-20. În primele două meciuri, România a dispus de Noua Zeelandă cu scorul de 15 la 6 și de Peru cu scorul de 32 la 5, urmând să întâlnească Australia în primul meci din fazele eliminatorii. Novak Djokovic a devenit liderul autoritar în clasamentul trofeilor de Grand Slam din tenisul masculin cu 23 de trofee după ce în finala de la Roland Garros l-a învins pe Casper Rud cu scorul de 7 la 6, 6 la 3, 7 la 5, urmând să devină totodată numărul 1 mondial în clasamentul ATP. Aceasta a fost retrospectiva știrilor sportive.